M-am gândit la acest lucru care este o banalitate până la urmă, pentru că Partidul Social Democrat a pierdut în ultima vreme foarte multe procente și procente din încrederea oamenilor, tocmai pentru că nu am avut niște grile de selecție care să funcționeze, adică ceea ce am propus astăzi. Astăzi am propus Consiliului Național un draft de proiect în care venim cu criterii foarte clare legate de cei care vor fi aleși în funcții, în Parlament sau în alte funcții publice. Ca partea unui cod de conduită pe care o să-l propunem în Consiliul Național din partea PSD-ului. Asta ar fi momentul, să zicem, considerați că ar fi momentul, că e momentul cumva zero, deși de-a lungul timpului la PSD s-au tot găsit câteva momente T0 în care s-ar fi putut construi sau reconstrui ca și imagine Partidul Social Democrat. De ce eșecul ăsta echipă după echipă după echipă? Da, partidele mari în România se schimbă foarte greu. Este foarte greu să schimbi într-un partid mare, mai ales atunci când se află destul de des la putere. Marile schimbări se fac în general în opoziție, atunci când oamenii se gândesc cu teamă la viitor, atunci când sunt obligați să recunoască semnele timpului. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce vedem și uneori politicienii nu vor să înțeleagă este faptul că partidele și politica au rămas în urma istoriei, iar această pandemie împinge lucrurile la o situație la care nu se așteptau și la care schimbarea fiind foarte rapidă și partidele trebuie să se schimbe foarte, foarte rapid. Și primul lucru care trebuie să-l facă este să-și schimbe ideile și apoi, evident, purtătorii lor, adică oamenii. E drept și asta, dar uitându-mă la domnul Ciolacu, nu e ușor nedrept să lăsăm doar în mâna domniei sale o selecție de cadre care, să ne uităm puțin la cine a reprezentat PSD în ultimii 5 ani. E complicat, n-aveți oameni, domnule Dâncu. Nu, expresia pe care am folosit-o atunci se referea, era mai degrabă o expresie polemică, pentru că fostul lider spunea la un moment dat că a avut mână proastă la oameni. Nu liderul trebuie să aibă mână proastă la oameni. Ceea ce am propus astăzi este tocmai, în primul rând, un lucru pe care Marcel Ciolacu l-a acceptat de la început. O conducere colegială în care ultimul cuvânt nu-l are liderul în orice situație. Liderul este cel care conduce o echipă și nu este cel care hotărăște singur. Asta este primul lucru. Astăzi am propus din partea Consiliului Național trei mari seturi de criterii pentru a alege reprezentanții. Și o metodologie pentru asta, adică vom și cuantifica, chiar cantitativ și calitativ, vom cuantifica existența anumitor criterii și anumitor competențe pe care liderii trebuie să le aibă. Am vorbit despre competențe hard, competențe soft și în același timp impact social. Sunt competențe care țin de integritate, de exemplu, de posibilități de relaționare, de calitatea tipului de leadership. De asemenea, adică o abordare ceva mai aproape de 2020, în care cred că tipul de lamentare, așa i-aș zice, vaetul acesta, spre exemplu, am o curiozitate, vă știu și vă urmăresc de mult și vă apreciez. Deci un om cu inteligență, un om care a trăit multe, un om care a văzut multe în interiorul PSD și nu numai. E posibil ca în 2020, atunci când pierdem, fie și funcția de primar general, să nu mai fie atâta vaiet și atâta lamentare, că acum citesc cel puțin două știri care încep cu felul în care Gabriela Firea se raportează la viitorul primar general și la faptul că a fost tot timpul ținută în șah de alții. Dacă nu ne asumăm eșecul, atunci ce ne asumăm, domnule Dâncu? Într-adevăr, nu cred că este cea mai bună strategie aceasta de a acoperi mesajul partidului, pentru că am făcut un studiu în ultima vreme și am văzut că o parte dintre oamenii unde PSD-ul a câștigat, oamenii din comunitățile unde PSD-ul a câștigat, nu știu că s-a întâmplat asta, iar noi trebuie să ne concentrăm mesajul, primul rând, pentru ce va fi în viitor. Corect. Sigur, dacă vorbim de acest caz particular, aici Gabriela Firea a avut de suferit din partea partidului în ultimii 3 ani de zile și ea, de fapt, asta spune și cu siguranță că aici există și o vină colectivă în acest lucru. Dar evident că, cu siguranță că și Gabriela Firea în viitor
se va ocupa în primul rând de monitorizarea noului primar și va uita de nedreptățile eventual care i s-au făcut și va deveni foarte funcțională din această perspectivă a monitorizării viitorului primar sau actualului primar, să spunem, a municipiului București. Sunt de acord însă că trebuie schimbat și tipul de discurs și în acest timp oamenii trebuie să înțeleagă mai ales de ce s-au întâmplat anumite lucruri. Pentru că atunci când, de exemplu, unii oameni se plâng că s-au întâmplat neregulă alegeri, în primul rând trebuie să se gândească și la următorul aspect. Cum s-au organizat ei în ziua votului? Cum s-au organizat ei sistemul de observare, de numărare și celelalte lucruri care țin de asta? Dar sunt de acord că în viitor, cu siguranță, și mesajul partidului va fi axat în primul rând pe ceea ce vrem să facem în viitor cu România sau, evident, și cu partidul, pentru că partidele sunt în acest moment instituții care, chiar dacă sunt de drept privat, să spunem, au însă o relevanță publică, de aceea trebuie să fie transparente, trebuie să arate ce vor face în viitor, cu ce oameni și acest lucru trebuie schimbat în toate partidele, probabil. Și apetența pasionaților de sinecur, da? Sinecuriștii, că spuneați despre prezența lor și în interiorul PSD, veniți să ocupe funcții importante fără să performeze. Cum veți opri acest val? Pentru că întotdeauna PSD, când s-a apropiat de putere, ca orice alt partid, ca orice altă formațiune politică, a devenit brusc interesant, iar pe scena PSD, de-a lungul timpului, o, Doamne, putem să ne aducem aminte de cel puțin câteva personaje, n-aș vrea să le mai dau numele, că nu, mai bine în istorie departe. Dar nu se poate, adică noi trebuie să restartăm clasa politică înțelegând că nu e despre bani și noi politicienii, că efectul trebuie să fie diferit, sau mă rog, sufăr eu de idealism. Da, este și ideea noastră. Dacă o să vedeți, acest draft pe care l-am pregătit deja, cu care colegii mei sunt în mare măsură de acord, este tocmai această schimbare. Un nou tip de resursă umană, un nou tip de individ în care se pot proiecta comunitățile și anumite categorii de populație. Și criterii legate direct pentru noi, în cazul nostru, de social-democrație. Dar este clar că un lucru s-a schimbat în acest moment. Alegerile nu mai sunt despre partide în primul rând, pentru că o să observăm cazuri foarte interesante în care partidele mari, cum este Partidul Aflat la Guvernare acum, Partidul Național Liberal, în 3 luni de zile a pierdut un loc unde oamenii erau mulțumiți de ceea ce se întâmplă în oraș, dar pe de altă nu aveau nemulțumiri vizibile față de primarul actual, dar acesta nu mai corespundea de fapt unui spirit al comunității care vrea ceva nou. Sunt orașe unde oamenii au fost mulțumiți de orașul lor, dar, de exemplu, primarii nu le-au propus un viitor economic, o strategie economică de viitor, în care nu au văzut în primarul lor decât un om onest, să zicem, care sigur a făcut mult pentru ei, dar care nu mai corespunde la ceea ce visează ei în viitor. Și atunci au ales, de exemplu, un tânăr care nu avea performanțe trecute, dar în care au văzut posibilitatea deschiderii. Alegerile în viitor vor fi despre oameni cu o mare mobilitate intelectuală, cu viziune și oameni care să ducă orașul sau localitatea lor spre undeva. Pentru că dacă ne uităm în sondaje, trebuie să înțelegem un lucru. De 25 de ani de când măsurăm noi mai serios direcția în care merge țara, vedem, de exemplu, că toată lumea spune, cam 2/3 spun că țara merge, România, într-o direcție greșită. Ceea ce se întâmplă în ultima vreme însă, observăm că foarte multe orașe din toate zonele țării și unele localități rurale spun despre localitatea lor că merge într-o direcție bună, în majoritate, adică 60-70%. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oamenii sunt nemulțumiți de politica centrală, dar încep să-și caute modele în politica locală. Și aceste modele din politica locală sunt o resursă pentru noi la centru, pentru că prin ei putem înțelege în ce direcție vrea lumea să schimbăm România. Într-o direcție în care stânga poate să fie digerabilă și fără să articuleze la fiecare 30 de secunde vă dăm pensii și salarii. Da, aceasta este și lucru care pe mine personal, am spus-o de multe ori în această campanie, vorbind cu organizațiile noastre, mă deranjează cel mai mult. Pensiile, salariile decente, sunt normale, sunt un drept pentru oameni și toate partidele ar trebui să aibă în definiția programului lor
această grijă pentru nivelul de trai al oamenilor, pentru nivelul minim de trai, pentru că la noi vorbim despre, încă despre nivel de trai decent pe care ne propunem să-l ajungem. Dar dincolo de asta, stânga trebuie să caute un lucru esențial peste tot. Justiție socială, egalitatea de șanse, sprijinul comunităților pentru a se organiza, mai ales a comunităților sărace, a comunităților care pierd populație, care au pierdut industrie, să se organizeze. De asemenea, ideea de solidaritate și de educație sunt esențiale, a construi educație pe măsura oamenilor, a copiilor și a familiilor lor, pentru că altfel pierdem populație din România foarte mult. Stânga are o șansă extraordinară, spunea un mare ideolog al capitalismului, cred că Hayek la un moment dat spunea că el fiind de dreapta îi invidiază pe cei de stânga, îi spunea unui ideolog de stânga, pentru că spune, voi economiștii de stânga puteți folosi și visul în proiectul vostru. Îi puteți ajuta pe oameni să viseze. Noi, cei de dreapta, ne uităm mai mult la calcule și ne uităm mai mult în tabelele și în balanțele financiare, dar voi aveți șansa aceasta a sprijini pe oameni să viseze la un trai mai bun și cred că acesta este atuul stângii. Să-i sprijinim pe oameni și în ceea ce visează, nu numai uitându-ne la bugete sau la ceea ce se întâmplă la un moment dat în țară. Dar ani de zile cu o stângă în care, în anumite momente, atenție, nu idealizez dreapta ca filozofie, sunt mai pragmatică și mai înclinată către performanță, criterii și să meargă treaba bine, încât să trăim cu toții bine. Dar o stângă elevată trebuie să iasă dintr-o zonă, cum să-i spune, un fel de valea plângerii sociale. România e o țară săracă, cu multe, multe probleme și cea mai importantă dintre ele într-o zi, în Ziua Mondială a Educației, domnule Dâncu, școlile sunt libere, doar la facultăți se lucrează. Nu e ok. O țară lipsită de educație va naște un public care va vota fără să înțeleagă că Ana are mere. Și Ana are mere în această țară. Se pot face lucruri. Deci este nu o datorie a clasei politice, pentru cei care înțeleg, cei care vor să lase după ei. Dar, ca să nu facem filozofie, că n-avem foarte mult timp, ce faceți pentru parlamentare? Cum îi ajutați pe colegi din perspectiva conducerii Consiliului? E clar că trebuie poate schimbată sau v-ați obișnuit cu ideea că 4 ani vor fi în opoziție de acum încolo? Sigur, nimeni nu-și propune să intre în opoziție, pentru că în opoziție ești prin definiție în viața politică. Ne propunem să câștigăm următoarele alegeri. Nu vrem să le câștigăm însă de o manieră populistă și de aceea astăzi am propus o grilă pe care vom folosi pentru selectarea oamenilor la parlamentare. Cu siguranță că centrul proiectului nostru cu care vrem să câștigăm alegerile în această toamnă va fi legat de educație și sănătate. Educația, cred și eu, că este o mai degrabă investiție, nu este un cost așa cum îl privim noi. Și de asemenea sănătatea sunt lucrurile esențiale, după părerea mea, pentru modernizarea societății noastre. De aceea eu nu cred în utopii. Nu cred că trebuie să construim în afara unei priviri realiste asupra a ceea ce facem noi. Însă, ceea ce cred că poate aduce stânga este cu adevărat un proiect de stat social, de a rezolva problema celor mulți care au nevoie de sprijin în educație și în sănătate. Acesta este lucrul pe care cred că îl vom pune în viitor și va fi mult mai bine pus și în comunicarea pe care o aduce Partidul Social Democrat. Și aici înseamnă și a alege oameni potriviți pentru asta, a renunța la oameni neapărat care sunt populari într-o anumită zonă, dar care, de fapt, în general, nu transmit imaginea proiectului pe care ți-l propui. Și o ultimă întrebare, domnule Dâncu. Foștii primari, cei care poate au ieșit, n-au ieșit câștigători, da? Mă refer la cei de la București în special, da? Aveți 3 situații clare și concrete. Vor primi un loc pe listele parlamentare în acest moment, conform criteriilor despre care vorbiți? Vom analiza fiecare lucru în parte. Am început astăzi o analiză, în acest moment se desfășoară o analiză în care organizațiile discută fiecare sumar despre ce își propun și ceea ce au făcut, cum evaluează ceea ce au făcut. Apoi vom discuta împreună cu organizațiile în funcție de grilă
cine vor face parte din listele noastre. Va fi și un principiu pragmatic, trebuie să recunosc. Sigur că funcționează un principiu care spune că pânzătorii ar trebui să fie sancționați. Lucru care nu va funcționa la noi, pentru că chiar un om care a pierdut alegerile într-o competiție, dacă a adus partidului votul foarte multe, de exemplu, sunt candidați care au pierdut, dar au dublat scorul partidului într-un anumit loc. Asta spune și Gabriela Firea, dar există oameni care spun, o veți pune pe lista de partid, imaginea va fi periclitată, pentru că doamna Firea a reușit de-a lungul timpului să nu fie neapărat plăcută, iertați-mă că vă spun atât de direct, și vor spune așa, bine că ați pus-o pe listă ca să-i asigurați imunitatea. Nu știu dacă noi nu gândim în acest sens, însă calitatea unui om de partid care a obținut un anumit scor, sigur că nu poate fi eludată nici de criterii.